Partea a treia emisiune, ultimul invitat din această seară, dar cel din tâi, din punctul meu de vedere, doamna profesor dr. Olga Simionescu. Să rămână, bună seara, bine ați venit! Mulțumesc frumos pentru invitație. În urmă vor fi cei din tâi. Sunt deja au ajuns în primele rânduri. Nu ne-am văzut din vremea pandemiei. Așa este. Ce s-a mai întâmplat între timp? Pandemia s-a sfârșit, doamnă? Și toată ziua ne relatați. Da? Pandemia s-a sfârșit sau urmează valul 4? Serios? Da. Doamna doctor, nu v-am chemat să-mi spuneți ceva de valul 4. Cum ați traduce în meseria dumneavoastră, unde știu că sunteți cea mai bună, ca să nu zic printre cei mai buni, ia dracu, Doamne, iată-mă pielea pe tine, a naibii pielea pe tine. Există o traducere medicală a expresiei? Sau? Nu știu că o să fiu așa de tare luată de la început. Cum v-am luat? Păi, da, uite, și producătorii au zis că sunt foarte dur ca realizator. Adică se poate face o traducere? Era pielea pe el. A, pielea pe el? Era, da, a, nu era pe... Da. Pe mine este, să știți. 1,752 metri pătrați de suprafață. Corect, dar vorbiți totul. Un pic mai tare ca să vă aud eu și pielea după aia. Pielea este totul și... Și totul este piele. Ceva de felul ăsta. Adică ea are o funcție importantă de semnalizare de barieră, are o funcție în comunicare, este de o inteligență ieșită din comun. Nu putem să fim așa de inteligenți ca ea. Nu, încercați să nu... V-a zis că eu v-am luat tare. Încercați să nu mă jigniți de la început. Cum adică pielea e de o inteligență? Păi și noi? Noi suntem prost sau ce? De ce e pielea atât de inteligentă? De ce e de o inteligență ieșită din comun? Mi-o imaginez ca pe un... Vorbiți mai tare că vreau să vă aud eu și după aceea, dacă se poate... Vreau să am o voce așa liniștită. Deci mi-o imaginez... Nu, că vă agit eu, stau liniștit. Mi-o imaginez ca pe un coordonator uriaș care poate să facă în același timp milioane de lucruri și toate la perfecțiune. Pe o suprafață uriașă. Eu nu cunosc genul ăsta de oameni să poată să ducă așa ceva. Deci dacă stai să te apleci asupra ei la nivel de celulă și să înțelegi fiecare cu ce se ocupă și ce reglări face ea însă și extraordinare, îți dai seama ce lume fabuloasă este, colorată, extraordinară. Deci când spui era pielea pe el, e dat naibii ceva de felul ăsta. Uh-huh. Am făcut și o locuțiune. Da, asta mergeți foarte mult pe poezie, că cunoașteți oameni de literă, ziariști, scriitori. Eu citesc poezii scrise de jurnaliști care sunt foarte strong și care, de fapt, sunt poeți extraordinari, scriu poezii de dragoste. Foarte dur ca oameni. Foarte dur ca oameni, da, știu. Citesc mult. Știu. De foarte mulți ani. Și noi citim și noi am citit și pe perioada pandemiei ce a scris. Poezii frumoase de dragoste. Poezii frumoase de noi am citit ce a scris despre pandemie. Cu ochii căprui care se uită unii la alții și... Doamna doctor, încercați să mă intimidați. Eu nu sunt genul care să mă las intimidat atât de ușor. Spuneți-mi, vă rog, plecând de la pielea asta care este atât de o inteligență ieșită din comun, care sunt bolile cele mai frecvente pe care le întâlniți? Sunteți și la spital, aveți și un cabinet privat. Vedeți atât de mulți pacienți pentru că e coadă întotdeauna la ușa noastră. Chiar eu am fost de câteva ori și a fost greu să ajung la rând, dar asta e. Care sunt problemele cu care vin oamenii astăzi cel mai mult în vremurile astea? E adevărat că avem 4.000 de boli, dar în fiecare zi nu le vezi pe toate 4.000. În fiecare zi te întâlnești cu suferințe mult mai frecvente. Din ce în ce mai mult a crescut incidența psoriazisului astăzi. Apoi vorbim despre acne, în funcție de și de vârstă, care este mai puțin considerată o boală la adolescenți, dar care, dacă ajunge să îi strice calitatea vieții individului, trebuie tratată ca și o boală. A crescut foarte mult numărul de cancere cutanate, adică avem o patologie tumorală, dar în general aș ralia pielea noastră și patologia pe care o întâlnim în dermatologie în țara noastră cu cea de tip european. Europa de vest are patologia noastră. Și spun asta pentru că am văzut foarte multă dermatologie în Asia, în Asia de Sud-Est. Am lucrat acolo o perioadă cu foarte mulți ani. Și în primele zile eram șocată, că nu recunoșteam niciun fel de dermatoze tropicale. Erau extrem de interesante și importante și pentru formarea mea de medic au însemnat foarte multe. Dar mi-am dat seama că țara noastră are patologia europeană.
De ce psoriazis? De ce în primul rând? A crescut stresul foarte mult. Din cauza stresului? Da, și o bază puternică genetică și omul amplificată de stres. Corect. Și atunci absolut apare. Da. E de netratat? E nevindecabil? E greu de tratat? Care sunt problemele? Aș spune că din 100 de indivizi, 15% vor face un singur episod toată viața lor. Iar restul depinde de forma anatomoclinică, fiindcă vorbim de o versatilitate a lui, de traversare într-o formă ușoară, într-o formă mai complexă. Și s-au făcut progrese uriașe în înțelegerea bolii și ca atare în terapie. Astăzi și în țara noastră sunt rambursate terapiile biologice pentru formele foarte severe, care altfel sunt debilitante. Oamenii aceștia nu își mai puteau exercita profesia, aveau un prognostic întunecat al muncii. Și atunci... Al muncii și balstării psihice. Balstării psihice, nu mai vorbim, ea e considerată boala umilinței. Am prieteni care au avut și am văzut care este presiunea de fiecare zi, dar trei până la urmă. O presiune psihică incredibilă. Ce m-a surprins este că de mii de ani era boala umilinței, iar acum, după 2-3 mii de ani de când ea este pomenită în Vechiul Testament, există un studiu foarte interesant american care arată că oamenii încă sunt supuși umilinței. Oamenii sunt jigniți, marginalizați excluși din societate și fac mecanisme adaptative. Le numim mecanisme de coping, care sunt niște mecanisme particulare, individuale și care nu seamănă cu cele ale omului normal, ale felului în care omul normal răspunde la practic stres. Practic îți poate schimba în mod dramatic viața. De absolut. E vorba și de alimentație, eu trebuie o alimentație adaptată pe lângă trebuie o medicamentație specifică? Trebuie. E bună carnea de curcan, care este bogată în triptofan și în general recomandăm dieta mediteraneană. Însă trebuie evitat alcoolul, pentru că există inclusiv un factor declanșator care este factorul metabolic, consumul de alcool, de etanol. Apoi țigara face foarte mult rău, tutunul. Da? Deci, dumneavoastră spuneți că alcoolul, țigările... Agravează psoriazis. Agravează. Deci, pe cel cutanat cât și pe cel articular. Pentru că psoriazis, care e diferența? Pe o bază genetică, are două organe țintă. Are organul cutanat, adică pielea, și are articulațiile. Uneori omul poate avea doar leziuni cutanate, alteori poate avea doar leziuni articulare, iar de cele mai multe ori, cu un timing al asocierii, care înseamnă de obicei întâi afectare cutanată, le dezvoltă pe ambele. Dar pielea care era atât de inteligentă nu poate să facă nimic aici? Ea face niște mecanisme uriașe în cadrul adaptării, pentru că ea, după ce are foarte multe lucruri de făcut, toată ziua se reînnoiește. Practic există niște celule care permanent urcă, dispar, vin altele. Deci după ce că e foarte ocupată, mai are și acest proces de ascensiune pe care la asemănăm cu... Ca o cocoașă pe care o cară cu... Exact. Eu îi spun că e ca un alpinist, trebuie totdeauna să urce. Și dacă îi face cea mai mică perturbare, ea răspunde printr-un deficit al procesului de ascensiune, de urcuș. Mm-hmm. Cum trebuie tratată pielea în general? Că după aceea vorbim despre vară și așa mai departe. Cu ce trebuie să te speli, cu ce trebuie să te dai... Pentru că acum este o avalanșă de creme bio, de toate felurile, de migdal. Știți la fel de bine ca mine. Ce bine ați spus. Există, pentru că sunt interese foarte mari ale industriei cosmetice, sunt sume impresionante implicate. Trebuie tratată cu respect și pe localizare. De exemplu, există zone care până la pubertate nu sunt active, zona axilară, zona genitală. Ele numai după pubertate, în bază hormonală, devin active și trebuie îngrijite separat. Altfel, trebuie să ne gândim la față, trebuie să ne gândim la zonele pe care soarele le vede, la zonele fotoexpuse, le numim noi, fețele posterioare ale mâinilor, și acelea sunt primele redute care cad în lupta cu tot felul de factori agresivi, cu soarele vara, cu zăpada, cu vântul iarna și atunci cu frigul, cu noxele, cu poluarea și atunci ele trebuie foarte, foarte atent. Tratamentul clasic pentru o piele curată, sănătoasă, care ar fi? Apa și săpunul sunt fundamentale pentru că pielea nu este sterilă. Pe tegumentul nostru există miliarde de germeni care sunt într-o competiție acerbă. Vorbim despre locurile din parcare care sunt ocupate, toate mașinile sunt ocupate, dacă acești germeni sunt în regulă și atunci când vine un inamic, nu mai găsește loc.
În momentul în care nu se face o igienă corectă, nu există apă și săpun, noi la orice suferință dermatologică, pacientul spune, eu mai bine nu pun săpun, nu este adevărat, trebuie permanent să te speli cu apă și săpun. Chiar dacă săpunul usucă de foarte multe ori. După aceea trebuie să vezi cam ce profil de piele ai. Ai o piele uscată, ai o piele seboreică. Ce fel de săpun, doamna doctor? De obicei cu uleiuri. Deci chiar și săpunul lichid acesta cu uleiuri esențiale este magic. Dar sigur că depinde de tipul de tegument. Dacă se poate să fie un săpun de proveniență certă, să nu fie făcut pe un vapor undeva în larg, uh-huh. Și să fie adaptat, să nu aibă foarte mult parfum. La copiilor le recomandăm, de exemplu, săpunuri pe bază de agenți nutritiv, de gălbenele, etc. Uh-huh. Și s-au făcut foarte mari progrese astăzi în chiar și în abordarea acestor tipuri de copii, de la sugar și până la copilul săpunele mare. Săpunele bio, că se vorbește foarte absolut mult de industria bio. Da. În principiu să fie dacă ea e corectă și onestă. Adică, că vorbim dacă, aici normal, de, vorbim și de capcane. Da. Bineînțeles. Adică nu trebuie să aibă tot felul de aditiv, tot felul de... Absolut. Trebuie deci să fie de proveniență. Mai nu departe. Să dăm nume, desigur. Bineînțeles. Mai departe. Săpun apă. Da. Esențial. Și apoi depinde de vârstă, de localizare și de tipul de piele. Dacă e o piele matură a unei femei, da? E peste, să spun, 50-60 de ani, ea trebuie obligatoriu hidratată și dată cu produse antirid, antimbătrânire în general. Da? Antirid. Dacă e o persoană tânără și are o piele seboreică, nu o să-i pui cremă ca să-i accentuezi cantitatea de sebum. Dacă e o persoană cu piele uscată, ea trebuie permanent hidratată, să-i aducem aportul, adică vedem ce nu are și o ajutăm, dar trebuie să o ajutăm inteligent, astfel încât omul trebuie să-și cunoască foarte bine vulnerabilitățile din punct de vedere dermatologic. Aveați un tratament, mi-aduc aminte apropo de piele și de asta am beneficia și eu acum 20 de ani, că nu m-ați mai invitat la cabinet, pentru că e și foarte scump, asta e o altă discuție, cu ce era ăla carbonic. Era o chestie și o senzație extraordinară. Un fel de ceață cu care te învăluiai și te simțeam în abicera, la cum se cheamă. Azol lichid se numea, crioterapie. Așa. Ar fi momentul să spun că suntem totuși prieteni de 20 de ani? Da, sigur, am da, înțeles. Se vede asta, nu, că vreau să vorbim, spun doamna treaba doctor. Asta. Da. Și azol lichid cu rezultate excepționale. Prin Florin Condurățeanu, trebuie să spunem este. Asta. Da. Și trebuie să spun că săptămâna trecută, când ne-am întâlnit în poarta cimitirului, da. Amândoi ne-am adus aminte. Da, n-a fost cele mai, Dumnezeu să-l ierte încă o dată. O să vorbesc o dată, o să fac o emisiune specială numai despre Țuțu. Bun, deci cu azot lichid. Crioterapie, și... el este lichid și în momentul în care îl scoți din recipient, întărește firul de păr, dar face și foarte multe alte lucruri. Există inclusiv posibilități chirurgicale cu azotul lichid. Uh-huh. Deci se poate face în cadrul tumorilor cutanate. Uh-huh. Este minunat. Păi, de asta sunt în momentul ăsta. Gata, domnule, sunteți invitat. Mulțumesc mult pentru invitație, în sfârșit, după 20 de ani, o nouă invitație, Doamne ajută. A trecut atât de repede totul astăzi. Deci, lucrurile esențiale sunt, așa cum spuneam, săpunul, apa, dacă se poate bio, după anumită vârstă, o cremă care să hidrateze. Pentru cei mai tineri, o cremă simplă, oarecare, fără... Absolut. Toată lumea visează să-și ia din farmacie tot felul de substanțe care fac o curățire. Sunt foarte multe oferte. Depinde de tipul de tegument și dacă ți se potrivește. Există o companie care vine acum în minte, care e foarte scumpă, cred că cea mai scumpă în domeniul cosmeticii, și mi-au spus pacientele, știți că eu am dat 600 de euro pe o cremă și mie nu mi-a folosit. Pentru că nu era bine aleasă, pentru că de acolo trebuia pe tipul acela de tegument să-și ia o altă cremă. Cine și trebuie să spună asta? Văzând, făcând sau pot să vină? Dacă vin la tine, la dumneavoastră cum ar fi? La mine, da. Dacă vin la Olga Simionescu la cabinet, poate să le spun, având în vedere pielea? Sigur că da, dar orice medic dermatolog poate să spună lucrurile astea. Oricum noi reflex căutăm oamenii și împărțim în trei categorii. Ce tip de piele au din punct de vedere a riscului de cancer cutanat, dacă au stat sau nu la soare, dacă e pielea îmbătrânită sau este concordantă cu vârsta cronologică și dacă ea este cu ten seboreic, cu scat sau mixt. Deci oricum noi și în funcție vedem de asta reflex treaba asta. Și în funcție de asta spui tu, trebuie să... Dar multă lume vine ca cu cerere recomandări. Ca să nu te dai cu o cremă care nu are nicio legătură cu pielea ta. Absolut. Da, da. Spuneați în afară de psoriazis problema cancerilor cutanate, da? De unde? Care sunt cauzele? Domnule, pe bază genetică, comportamentul individului la soare
se pare că ultravioletele chiar sunt agresive și persoanele cu piele mai deschisă la culoare și ochii deschiși. Dar Olga, dar nu spui că se pare că ultravioletele, am nu știu câte poeme cu ultravioletele. Eu ți-am cules la prima ora dimineții un buchet de ultraviolete. Nu, nu se vreau pare. Să continui, păi că nu, după nu. Aia dau naștere la dezbateri. Deci nu, dar spune-mi, te rog, deci sunt, pentru că se tot vorbește să faci plajă la prima ora dimineții, să nu faci la ora prânzului. Sunt ultravioletele A la prima ora dimineții. Sunt bune și alea? Sunt bune și nu, dacă se sunt pare, bune, adică e... dar B este predominant între 11 și 16 și B-ul arde, B-ul face cel mai mult cancer. Și atunci de asta trebuie să le eviți, pentru că ele vin mixte, vin și A și B în intersecția cu tegumentul. Deci, dar dimineața de obicei ne avem A și de asta deci lumea trebuie să stea la soare. Un buchet de ultraviolete A. A, exact. E corect. Păi absolut. Ia modificați. Să vorbești cu editorul, să schimbă. Dar nu mai înțelege nimeni nimic după aceea, pentru că trebuie să fie un public să înțeleagă, un target. Dacă un target? Exact. Păi tu ești de la jurnalist, cu comunicarea, cu targetul. Nu a fost domnul înainte, că m-a fascinat. Ce m-a și speriat, ce spunea. Cu semiotica. Ești mai bună tu. Cu semiotica. Este că te-ai speriat cu semiotica. Doamna doctor, luăm o scurtă pauză. După aia, pentru că a venit sezonul, trebuie să le spunem oamenilor cât de rău face expunerea, mai ales între orele alea îndelungată la soare. Și să le spunem că soarele îmbătrânește, că am învățat de la tine atâta, dar vreau să le spui tu cu subiect predicat și nu te grăbi și vorbește mai tare, pentru că altfel schimb poezia. Pun cu ultravioletea. Pauză. Doamna doctor, pentru că mai avem câteva minute, haideți să vorbim despre ce înseamnă soarele și cum trebuie să ne protejăm, cât trebuie să stăm la soare, cât să fie expuse pielea noastră la soare. Dar luați o metodică așa profesional. Vă bâlbâiți, domnul Tucă, nu? Ce să fac, doamnă? Vedeți seama, după atâtea ani mai ajung și o să mă bâlbâi. Există dovezi certe, da. Radiațiile ultraviolete, mai ales... În studio, vă dați seama că dau un bâlbâială de unde și expresia. Vă rog. Există dovezi clare că mai ales tipul B de ultraviolete, ăsta care predomină atunci când soarele arde, produce cancer cutanat. Celulele ce fac? Sunt atât de deștepte încât înainte fac o sinucidere celulară, ca un seppuku japonez. Ele fac un mecanism care se consideră a fi, într-un cuvânt, apoptoză. E foarte greu, asta înseamnă o sinucidere. După ce s-au sinucis, intervin mecanisme care repară, cospeticesc locul respectiv. După care, când s-au depășit aceste posibilități, le numim noi ecizionale reparatorii, are loc agresiune. Unde se duce? Se duce pe nucleul celulelor și îl perturbează. Și fie fac mutații, și asta începe procesul de cancer, care este un proces rapid, invaziv, își face vase, își dă mâncare, își dă nutriție, singur, face o nouă formă. Dar când se întâmplă asta? După o expunere îndelungă, nu? Depinde. Deci la persoanele de interior cu status crescut socioeconomic și care sunt... Oameni care stau în studio să duc la vară și stau 2 săptămâni în Grecia, le apare cel mai rău cancer în octombrie. La persoane care lucrează în agricultură, deci în expunere de exterior și care stau toată viața lor acolo, ei nu vor face cancerul ăla foarte rău, ci vor face carcinomele, cancerul mai puțin agresiv. Adică dacă stai toată ziua la umbră, stai în birou, stai și te duci dintr-o dată, adică o dată pe an și te expui la soare. Și mai ales dacă te-ai ars. Dacă te-ai ars, deci dacă ai făcut roșața dată de tipul B de ultraviolete, riscul e foarte, foarte mare. S-au asociat toate studiile cu arsura asta extraordinară. De asta omul trebuie să nu se ardă, de asta își dă agentul ecran. Nu-l protejează neapărat de cancer, îl protejează de arsură, de arsură care e inductoare. Deci arsura care, exact. Arsura care poate să inducă, să aducă boli foarte grave și asta nu se întâmplă atunci, se întâmplă... După câteva luni. După câteva luni / ani. Pentru că s-a văzut, inclusiv dacă te arzi până la 18 ani, ești perit să faci melanom, adică cel mai rău dintre toate cancerele. Mm-hmm. Deci evitarea statului la soare și mai ales a absolut. Arsului. Asta e cheia. Da. Asta e cheia. Dar nu vine la orice om, vine pe baze puternice genetice. Trebuie să ai în familie, trebuie să ai un tip de piele particular și ca împreună să nu cu pe toată aceste lumea. Factori. Nu, asta e realitatea, pentru că ce vă zic, acolo e 2021. Înainte credeam că oricine stă va face un cancer. Nu e chiar așa. Dar face îmbătrânire. Pentru că noi ne imaginăm pielea asta arhitecturală, am spus că e foarte inteligentă, are și un pod de susținere format la nivelul dermului din colagen și elastină. Și ce face soarele la îmbătrânire? Ele rupe. Și atunci nu mai e podul și scade epidermul. Și atunci a căzut tonusul, apar ridurile, petele. Și așa mai departe. Și așa mai departe. Dar cum ne putem proteja? E o altă întrebare și mai ales cu ce?
cu protecție mecanică, cred foarte mult în ea. Fac activități multe de exterior, mi-am pus pălărie cu boruri largi, ochelari de soare, îmbrăcăminte deschisă la culoare, da? Și în activități de exterior. Plus protecția asta cu agent ecran, cu cremă de fotoprotecție, cu spray, cu loțiune. Da, cât trebuie să fie? Sau și de ce, care, când am început de eu dermatologia, noi credeam că factorul de 15 e suficient. Astăzi știm că se dă minimum 30, maximum 50. Cam asta e protecția dacă vrei să nu te arzi și eventual să nu te bronzezi. Deși după un timp și dacă l-ai aplicat pe el, chiar dacă l-ai dat consistent, că trebuie să-l dai cantitate mare. Ceea ce e bine. Te poți bronza, absolut. Dar nu toată lumea se bronzează. De exemplu, blonzii n-au melanină, n-are ce să urce. Că bronzarea este o urcare a pigmentului. Dar nu vreau să am de-a face cu blonde Olga, eu merg numai pe care se bronzează. Deci, încă o dată. Dar să nu se bronzeze la solar. Asta e o altă problemă, o altă categorie. Discutăm imediat ce se întâmplă. Cu solarul e o crimă. Și despre alunițe. E o crimă solară. E o crimă cu solarul. Deci mai bine să duce să bronzează la soarele natural, cum mi-a zis mie într-o emisiune undeva o fată, zice, doamnă, vorbiți prostii, pentru că eu m-am bronzat în Egipt și în Egipt au un alt soare. Și m-am uitat și n-am mai știut ce să-i spun. Deci, mai bine să duce să bronzează la soarele celălalt din Egipt decât să se ducă la solar. Deci, bronzul artificial e cancerigen. Deci, confirm că în Egipt e altă soare. Nu, așa mi-a spus ea și eu n-am mai știut ce să-i mai spun. Pentru că m-am lăsat... Și evitate aceste ore între 10-11... Între 11 și 16-30. Deci, astea sunt orele în care fluxul și intensitatea de UVB sunt și grave. Care poate să depinde și unde pielea. Ești, că și la schi iarna fluxul de altitudine crește cu 6% UVB-ul. Deci te arzi mai rău decât vara. La Marea Moartă, sau ce toată lumea la psoriazis la Marea Moartă în Israel sau în Iordania. La Marea Moartă. Cum psoriazis? Se face. Toată lumea care are psoriazis sau ce să se trateze la Marea Moartă. De ce? Pentru că acolo nu pătrunde UVB, fiindcă este 400 de metri sub nivelul mării localizarea. Și nu ajunge... Exact. Și de-aia să duc acolo toți, ca să stea acolo și deci să-i nu trebuie vadă Egipt, numai UVB-ul. Și la Marea Moartă. Dăm și noi acum destinații turistice. Dăm și noi vorbim, nu, dar vorbim pentru că noi explicăm științific ce se întâmplă de fapt. Bun, deci crema de protecție asta 30. Ce fel de cremă trebuie să fie? Că apar 1000 de creme. Cea mai bună cremă de protecție e cea pe care o pui, măcar s-o pui. Dar să fie... De la proveniență certă, nu face reclamă pe televizor. Putem să facem Zimiona care... Deci astea care sunt în farmacie sunt extrem de bune. Extrem de bune, deci și trebuie să-ți dai cu cel puțin 30. Eu zic cu ce mă dau, eu mă dau cu Aven. Aven 50 spray. Eu 50? Așa, da, eu așa folosesc. Că stau mult dacă merg la role sau fac tenis. Și ea e blondă. Da. Deci 30 cel puțin gradul de protecție. Da, cel puțin 30. Am un prieten dar care acum și-a scos toate alunițele. E corect? Nu, e greșit. Deci alunițele se caută cu ajutorul unor echipamente non-invazive care se numesc dermatoscope, care sunt de obicei digitale și scopul căutării este de a vedea dacă este ceva de scos sau nu. Potențial sau de a preveni cancerul. Sigur că da. Scopul dermatoscopiei este și de a nu scoate toate alunițele. Adică asta mi se pare o mare eroare, să hăcuiești omul. Trebuie să scoți numai dacă e vreo problemă și sunt criterii matematice, e o știință întreagă. Adică să fac analize pe fiecare... Analize non-invazive, pe fiecare e ca aluniță. Și când pui microscopul, da, pe fiecare aluniță, ca și când pui microscopul, se cheamă mapping procedura, sau poți să faci doar o procedură în care preselectezi clinic. Te uiți cu ochiul expert, le împarți în trei categorii și după care începi să le cauți pe cele mai interesante. Dar primul lucru trebuie să te uiți la tipul de piele al omului. Este 1, 2, 3, 4, 5 sau 6. Și atunci vezi cam care ar fi riscul lui. Pentru că mie dacă mi-intră un pacient după atâția ani de muncă, dacă mi-intră un pacient, indiferent de boala lui, eu văd dacă are piele de cancer sau nu. Hai, te rog. N-ai. Pacientul a venit. Bine că știai pielea de aia. Deci ochiul tău e atât de format în momentul ăsta. Și al dermatologului în general. Câți ani sunt? 26. 26 de experiență. De dermatologie, nu de experiență, de dermatologie, de că dermatologie, mai am și facultatea. Și... De experiență în câmpul muncii, cum a venit dermatologie. Exact. Deci automat ai ochiul format, uitându-te eu la văd, piele să vezi. Văd și chiar dacă îi spun, doamnă, nu mă interesează alunițele, eu am venit pentru o altă boală. Eu vreau să vă uitați la asta. Nu contează. Pacientul trebuie dezbrăcat și analizat. Cei care vor să ajungă pe mâna Olgăi Simionescu, le recomand să meargă să o caute la Spitalul Colentina, este șefa. Am un e-mail unde se poate face programare și te răspund chiar adresa. Eu. Se cheamă dana.simionescu@mfcd.ro, Universitatea Medicină și Farmacie, Carol David. Ai dat adresa soră ta, adică cum ar veni?
Nu, Dana Punct-Simionescu, sunt Dana Olga. Și atunci eu sunt. Așa m-a pus UMF-ul, îmi dă primul nume, că primul nume e Dana. Deci Dana. Anca este. Dana Punct. Anca e ginecologă, deci cine vrea ginecolog să meargă la Anca. Dana Punct-Simionescu. Arond UMFCD.ro. UMF. UMFCD, Universitatea de Medicină și Farmacie. CD fără punctele nimic. UMFCD.ro. Da, și acolo ei se poate programa cu trimitere de la medicul de familie, cu buletinul, cu cartea de identitate, cu dovada că ai tății de asigurat și spun vine. Am și înțeles. Vin foarte mulți oameni, deci lumea știe. Știu că vine, da. Știu că vine foarte multă lume, că niciodată nu e loc și mai încerc și eu să fac. Nu e chiar așa. Câte o programare? Toată lumea pe care mi-ai trimis-o am văzut-o repede și problema bine. Problema e că ai făcut pe toți bine și asta mă enervează, știi? Nu vorbesc serios. Mă pentru că, uite, am trimis câțiva prieteni, n-ai rost să dau nume, care făceau televiziune și așa mai departe și care aveau probleme apropo de ten, pentru că mai ales și la ten, față, da, știm. La ten sunt probleme. Mai ales când ești în TV. Și tratea, știu că mulți dintre ei se tratau de ani de zile. Care este? Adică, erau ceva, cazuri grele, mi-amintesc, știu, și erau ceva cazuri îngrozitoare. Și da. Am încercat să fac așa un fel de plan, o schemă și să aleg ce credeam că e mai bun. Și în ce constă acest tratament, să nu speriem lumea? Apropo și de tratament foarte puternic. Tratamentul este de obicei local și tratamentul se mai dă și general. Fie pastile, fie injecții, fie diverse proceduri care inclusiv se fac. Astea s-au făcut progrese uriașe injecții. Și cu cicatricile. Da, astea s-au făcut progrese uriașe și în cicatrici. Faci terapiile cu plasmă îmbogățită în trombocite, faci tot felul de lasere. Adică a progresat foarte mult față de momentul când am început eu dermatologia. Chiar așa, e diferență la cer la pământ, nu? S-a schimbat. Mi se pare că am înțeles mai bine, am citit și atunci foarte mult, citesc și acum în continuare că trebuie să mă pregătesc, că studenții te întreabă și trebuie să fii bine pus la punct. S-au clarificat foarte multe lucruri. Toate cele 4.000 de boli au început să fie foarte bine împărțite pentru că se știe fiecare moleculă ceea ce face și unde se duce în ce celulă. Și atunci sunt lucruri care pe vremuri păreau de neînțeles. Cine ar fi definit melanomul, cancerul ăsta rău, ca o tumoră, o boală genetică și imunologică? E un cancer. Cum să spui că e un cancer, e o boală genetică și imunologică? Pe ori e cancer, ori e boală genetică, ori e imunologică. Da. Și atunci noi avem anticorpi monoclonali. Și dai în stadiu 4 și omul supraviețuiește. Deci, față de o supraviețuire de 3 luni, dacă el prinde 6 ani buni, se merită? Deci, rambursat de către stat. Da. Prin anticorpi monoclonali? Sigur că, da. Țintit, terapii țintite, anticorp monoclonal. Sigur că nu ăsta e dezideratul, ca să ai un pacient și să grevezi pe casa de asigurări sumele astea colosale. E adevărat și scumpe. Să folosești, ajungi problema într-un stat. Profilaxia. Să mergi la început, când omul are două alunițe, să știe ce e are foarte de făcut. Important. Nu se le scoată pe toate. Nu, am înțeles asta. Trebuie analizată fiecare și în funcție de asta. Și tratamentele astea, în ce constau aceste injecții despre care vorbeam? Nu știam că se ajunge și la injecții. Încă n-am făcut. De exemplu, asta cu terapia așa numită vampir cu plasmă îmbogățită în trombocite, separă niște celule numite trombocite din sângele omului după centrifugare pe probete speciale și pentru că ele au un potențial regenerativ, în momentul în care tu le injectezi în cicatrice, rezolvă zona respectivă. Și cu rezultate miraculoase. Am o pacientă care a avut un cancer de sân, am aplicat-o și în alte lucruri decât în beauty. Deci, cancer de sân, făcuse radioterapie, practic sânul stâng era mutilat complet și sclerozat, era lemnos, înnegrit, era negru necrozat, o femeie altfel foarte frumoasă și foarte tânără, deci un 33 de ani avea și după 5-6 terapii din astea combinate, sânul este de culoarea celuilalt și are o consistență foarte bună, fără a fi nevoie de alt gen de terapie, pe minim invaziv. Sunt satisfacții foarte importante în dermatologie. Vorbeam de beauty și asta. Sunt din ce în ce mai multe femei care și bagă silicon în buze. Așa. Afectează pielea, dăunează, e un model, pe termen lung? E un model cultural. Știm că e. Da. Eu nu mi-am făcut până la vârsta asta nicio injecție de beauty, deci nimic. Vine o zi. Posibil viitorul să fie așa, dar momentan așa, am făcut. Așa, spunem, da. Unele se consideră foarte frumoase dacă își fac aceste injectări. Dacă produsul e de bună calitate și mâna celui care o face este ok, eu n-am nimic împotrivă. Mm-hmm. Adică și noi la clinică facem o groază de injectări, de toate felurile. Mm-hmm. Eu de obicei mă ocup cu corecții. Deci, dar dacă produsul e de proastă calitate, dacă se obține asimetrii, dacă persoana face variații de greutate, deci la un moment dat se îngrașă foarte mult și fața devine asimetrică, ea nu va mai fi frumoasă.
sunt modele culturale. Trebuie să ne dau afară din studio. Eu ți-am zis că așa sunt. Și în ceea ce privește operațiile de implant, silicoane, sunt? De multe ori salvează vieți. Salvează cupluri, salvează vieți. Deci... Dar în ceea ce privește partea de epidermă, partea de piele, de... Nu e niciun fel de problemă, nicio problemă dacă omul nu are o tendință la cicatrici de tip keloidian. Sunt proceduri corective. Există, am văzut cazuri nefericite în care s-a intrat pe areolă și s-au făcut cheloide și arăta terifiant. Dar am văzut, nostru al... S-au făcut cicatrici urâte, mutilante și arăta foarte rău. Din cauza pielii, adică... Din cauza abordării, din cauza tegumentului persoanei, pentru că sunt și oameni la care chiar dacă operația e bună, urât, cicatricea e urâtă. Da, și e pe zona de cicatrizare. Și sunt alte locuri care arată superb. Și la ochi aici, la bagâștii? La ochi, la bagâștii se fac blefaroplastii superioare, inferioare și se mai fac și proceduri din astea, minim-invazive, non-invazive. Olga, dar eu te întreb, botox, pentru că de obicei orice intervenție... La bagâștii de obicei dată e foarte agresivă. La bagâște de soare dată? Nu, e dată de soare, 100%. E primul semn din cele 9 ale îmbătrânirii date de soare. Și celelalte 8? Celelalte 8 sunt pielea galbenă, ridurile, tonusul scăzut, tot felul de lentigo-uri care apar. Sunt foarte decolorarea, multe. Decolorarea pielea, citrăină, aluminian, melanoza gutată. Sunt exact. Olga Similinescu, mulțumesc. Și eu mulțumesc. Ești o enciclopedie în materie de asta și te invităm cu drag de fiecare dată. Aici o treabă subiectivă. Ne vedem din nou mâine seară. Nu mai știu ce. Ținem aproape.